Suntem din nou în direct la emisiunea Ce vor plantele, iar pe adresa de e-mail pe care o aveți afișată pe ecran ne puteți scrie și dumneavoastră și atașa chiar și poze. Posibil că în această perioadă pozele să nu mai existe pentru că sunt puține culturi, dar în general atunci când ne dați niște indicii și o descriere, ne-ar ajuta foarte mult să ne atașați în alături de descriere și niște poze ca diagnosticarea noastră să fie cât mai corectă. La fel a făcut Octavian, care ne spune că are doi meri, un piersic și un măr și ne roagă să-i spunem ce, unde a greșit și ce tratamente să aplice pentru a nu-mi arăta fructele în halul acesta, ne spune. Da, în primul rând vreau să-i spun că de sus se vede foarte rău. Da, dânsul ne spune că este doctorat, are doctorat în aeronautică. Da. Bine ar fi să coboare și să cu picioarele pe pământ. Să se uite la emisiunea Ce vor plantele. Acolo are absolut toate lucrurile de care are nevoie, le spunem. În partea respectivă, vis-a-vis de ce ne arată, îi atacă unei insecte care a creat breșa respectivă, s-a instalat monilinia și treaba merge mai departe. Deci lipsa tratamentelor fitosanitare și de combaterea dăunătorilor care au intrat, au depus și au intrat în fruct. De acolo fructul a avut o breșă, o rană unde s-a instalat și rugămintea să ne urmărească, chiar dacă nu dă niciun telefon, nu ne scrie nimic, nicio problemă, să urmărească emisiunea pas cu pas și să aplice și tratamentele. Și să aplice, mă rog, și tratamentele, cu siguranță nu va avea problemele pe care le are acum. Da, suntem ușor supărați pe Octavian pentru că noi de 7 ani facem emisiunea aceasta și posibil dacă ne-ar fi urmărit măcar o dată ar fi aflat că această problemă este legată de dăunător. Sunt vierme în fructe și se pot rezolva doar combătând în anumite momente când apar dăunătorii. Doar combătându-i putem să rezolvăm și problema stricăciunii fructelor. Viorel ne spune că a observat în aceste zile că merii din livadă au pe scoarță, au scoarța crăpată. Ne spune că au avut și cicada gheboasă. Ne-am spus că această cicadă trebuie combătută pentru că la pomii tineri înțeapă și crapă scoarța. Scoarța fiind foarte crudă. Face niște lenticele, exact, da. Niște crăpături în scoarță. Ne întreabă acum dacă fenomenul s-a produs, cum poate să salveze pomii? Pomii simplu. Nu sunt morți, adică nu trebuie salvați. Își cumpără Teracalco, Nicea și un insecticid. Eu i-aș recomanda Talent sau Helios. Le amestecă, face o pastă și dă pe tulpina pomilor, că în general acolo sunt probleme, pe tulpina pomilor, iar în rest, după efectuarea tăierilor, să facă stropirile în perioada de repaus vegetativ cu uleiul care face o peliculă pe scoarța pomilor. Și cuplul care cicatrizează acele rani făcute de cicade. Și automat insecta se asfixiază și va muri dacă există acolo ceva. Chiar și ouă depuse și așa mai departe. Ideea este că ea trebuie combătută atunci când apare în cultură, când este adult și nu trebuie lăsată să înțepe și scoarța să pomilor tineri și să facă astfel de probleme, pentru că pomii, repet, nu o să moară de la acest lucru, dar în orice rană se vor instala boli și dăunători. Acolo unde scoarța este crăpată, se depun ouăle dăunătorilor și de acolo lucrurile degenerează. Paraschiva are un teren care nu a fost lucrat de mult, au crescut foarte mulți lăstari de arbuști, de salce, de arțar, de răchită, de salcâm, de plop și păducel, ne spune ea. I-a cosit. Ne spune că i-a mulțit, normal, că orice tăiere înseamnă o creștere excesivă. Ei lăstăresc oricum, dar în primăvară, foarte devreme, în momentul când lăstarii apar și sunt de 15-20 de centimetri și au frunze, să facă o ierbicidare cu un ierbicid total, pe bază de glifosat. Face tratamentul acesta, așteaptă 2 săptămâni, după 2 săptămâni curăță terenul, vor mai apărea lăstari, pentru că rădăcinile la pomii respectivi sunt destul de bine dezvoltate. Și atunci va trebui neapărat să mai repete peste o lună și jumătate ierbicidarea, când va distruge aproximativ 80-90% din vegetația respectivă. Sau dacă are posibilitatea să introducă pe acea parcelă un utilaj care să scoată cu rădăcini. Sau așa... Dar nu știm cât de bătrâni au fost, poate să fie cioate. Sau să facă o arătură adâncă. Dacă vrea să folosească terenul ca atare, teren arat. Nu știm
cât de bătrâne au fost pomii, că dacă cioatele sunt bătrâne, atunci erbicidul, cu erbicidul total, trebuie să aplicăm îndelung ca să distrugem rădăcinile bătrâne. Dorina are un mic solar, iar anul acesta, spre sfârșitul sezonului, prin septembrie, au apărut niște fluturași mici albi. A stropit cu nisorun și decis, așa cum i s-a recomandat de la magazin, a repetat spre sfârșitul lunii, dar nu au dispărut deloc. Ce aș putea să facă înainte de a semăna spanac? Să curețe. În primul rând să ne asculte pe noi și să nu asculte pe cei care le vând produsele, cu tot respectul pentru comercianți. Eu nu spun că nu au produse bune, dar recomandările care le fac sunt incorrecte. Deci nu ajută agricultorul decât își vinde marfa. Și nu ăsta este scopul. Pentru că omul, dacă merge și cumpără de la dâns și dau substanțe și nu dau rezultate, nu se mai duce acolo. Și atunci bine ar fi și cei care vând produse să ne asculte, să vadă ce produse promovăm, pentru că acestea sunt produse de ultimă generație, marea lor majoritate, și dau rezultate, pentru că rețetarul care îl facem noi este un rețetar pe care noi l-am exersat și știm cum lucrează produsele. De aceea am rugămintea să nu se supere pe noi că facem recomandări. Da, nu se supără, doar ne urăsc, cum da, spunea cineva luni. Să se adapteze condițiilor și atunci, cu siguranță, vor avea sort de izbândă. Altfel, nu. Cum poate să pregătească doamna Spațiu Protejat pentru că vrea să înființeze cultură de spanac? Simplu. Va trebui acolo să facă o dezinsecție și eu am să-i spun 4-5 produse pe care să le cumpere. Unul din ele este Talent, al doilea Helios, al treilea Dascor sau Coragen sau un produs foarte performant, Voliam Targo. Asta pentru a combate musculița albă de seră. Pentru combate, în general, pentru, toate insectele care sunt pentru acolo. Pentru a se dezvolta o cultură viitoare de spanac care are nevoie de multe îngrășăminte, noi recomandăm aplicarea îngrășămintelor foliare, Fertitelul sau Foliplantul. Asta mai în momentul mai când recomandăm apar. Și în cultura de salată sau de spanac, împotriva mercilor fără cochilie, aplicarea de Terra Calco sau la Doloflor. Sol sau Doloflorul, tocmai pentru a face o peliculă pe sol, astfel încât nici umiditatea să nu se instaleze și nici mercii fără cochilie. Produsele le puteți comanda de pe site-ul Verdon, Terra Calco și tratamentele din repaus vegetativ le găsiți în acest moment pe site-ul Verdon, de unde vă puteți achiziționa aceste produse. Iar pentru, ne mai întreabă tot Cornel, cum poate să scape de cârtițe, pentru că l-au disperat, i-au cărat totul din grădină. Eu mă îndoiesc că cârtița... Nu cârtița, care... este șobolanul. Este șobolanul și bine ar fi să folosească Vebitox cuburi cerate. Sunt produse care pot fi utilizate și cu un singur tratament poate rezolva problema. Dar trebuie să fie foarte atent să pună aceste tablete la momentul potrivit. Și mai ales, acum atrag atenția și celor care au pomi fructiferi tineri. Acum este momentul să combată, pentru că acum se instalează șoarecii de câmp și creează probleme mari. Și la pomii care îi plantează, și la pomii care i-am plantat în toamnă și anul trecut. Este până la 3-4 ani pomii sunt tineri. Trebuie să neapărat fie... să-și facă rost. Sunt pentru cârtițe, dacă are cârtițe, patronele fumigene de la Mifalchim pe bază de solf. Domnul Ghibu, vă mulțumesc pentru informații, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți. Vă așteptăm săptămâna viitoare cu speranța că vom fi toți sănătoși. Doamne ajută!